Vă salut, dragi prieteni, în acest videoclip de seară vreau să vă prezint iepurașii, deoarece nu i-am mai prezentat de mult, de cred că am o săptămână de când nu am mai postat. Așa că hai să începem. Aici am această iepurașă care va trebui să fete. După cum vedeți, i-am făcut și curat. Aici văd că și-a mâncat, mai are un pic de grăunțe, deoarece am pus amestec din acesta. O să le mai dau ultima dată pe seară. Apă, văd cum mai are. Deși dacă vă uitați la burtă, este foarte mare. Ia uitați. Acolo și-a făcut burtul. Da. Aici am această femeruță. Uriaș german, nu știu cum a ieșit așa, este corcit, metis. Aici a susuralul aceasta, iepuraica, am două sunt femele. Aici am alt mascul de uriaș german, foarte frumos. Aici masculul de fluture, frumos și el. Care aici am femeruța de uriaș german, care e foarte grasă. Aici am această femeruță care a fătat acolo. Așa. Are 11 cui. Și arăt. Deci aici văd că și-a mutat cuibul aici toți. Să vi și arăt. Sunt toți 11. Ia uitați. Foarte, foarte mulți. Așa, sunt foarte bucuros de acest cuib numeros. Este și la prima fătare. Deci înseamnă că este o femelă foarte bună. Asta văd că a sărit de aici. De undeva, nu mai știu chiar unde a fost. În fine. Aici am cealaltă iepuraică care și-a fătat, dar de două săptămâni deja. Are pui mari. Ea are 9 și are prima fătare, este soră cu aceasta. Aceste două sunt ceva curcituri de haicol. Mama lor a fost haicol. Sus, că nu pot deschide asta. Bun, uitați pe aceștia, văd. Deja sunt mari. Sunt toți 9. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uitați, că brachetele sunt mari deja. Uitați. Aici am masculul de uriaș german, cel de-al doilea, rasă pură, uitați ce de mare are. După care femeia uriaș german, cea de-a doua. După care aici am această grămadă de puișori. Încă un pic ăsta, văd că au mâncat. Eu și cea le-am cam pus un pic mai mult granule, deoarece
sunt pui și să se dezvolte mai bine. Și așa că v-au rămas fără mamă, după cum știți. Doar unul mai am de acolo, acesta. Restul sunt femeluțe. Astea două ce au rămas de la aceasta. Astea două sunt. Asta e de la cea ce a murit. Ăsta l-am de la un prieten. Mi-a dat cadou și cele două i-am dat pe doi din ăștia, doi masculași. Și doi masculași care sunt cei care au murit mama, i-am dat pe femeia aceea care a fătat 11 pui. Care mai am această femeie care și ea va trebui să fete pe data de 26 iunie. Și aici masculul uriaș german, foarte frumos. Da. Cam ăsta a fost videoul. Nu uitați să dați un mare like și să vă abonați. Voi a fost mini ferma de iepuri. Și o să ne revedem data viitoare într-un alt video. Vă salut!